Din cauza pandemiei de coronavirus, foarte multe firme mici au fost obligate să-și întrerupă activitatea, înregistrând în acest fel pierderi financiare. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a înregistrat în mai puțin de 1417 cereri din partea persoanelor fizice autorizate, independente, care au profesii liberale sau care au întreprinderi de familie. Numai pentru luna aprilie, suma totală a indemnizațiilor sociale de sprijin pentru COVID-19 a fost de peste 5 milioane de lei. PFA-urile în luna aprilie au fost 837 de solicitări, 3.398.085 lei. În categoria IEI-urilor, întreprinderilor individuale, am avut 348 de beneficiari plătiți cu 1.417.056 lei. În categoria întreprinderilor familiale am avut un număr de 68 de beneficiari cu o sumă de 276.896 lei. Iar pentru avocați am avut un număr de 95 de beneficiari cu suma de 270.740 lei. Reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială spune că acest sprijin financiar va fi acordat și pentru luna mai. Este nevoie însă ca beneficiarii să depună o cerere și o declarație pe proprie răspundere că sunt în continuare afectați. Pentru luna mai se vor continua aceste tipuri de beneficii, iar solicitările se vor depune între data de 1 și 10 iunie. Alte informații vor găsi solicitanții, beneficiarii noștri, pe site-ul instituției noastre, AGPIS.olt. Din categoriile profesionale care pot beneficia de acest sprijin financiar fac parte cei care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor, avocații, persoanele fizice autorizate sau cei care au întreprindere individuală sau de familie. Solicitanții indemnizației sociale primesc din partea statului o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut.